dragii mei! Astăzi să vă învăț cum puteți face un playlist pe YouTube. Pentru început vom intra în aplicație. În colț o să avem fotografia canalului nostru, dăm click pe ea și apoi apăsăm butonul contul tău, adică contul nostru. În bara de sus avem mai multe, cum ar fi pagina de pornire, videoclipuri, playlist. Noi vom apăsa pe videoclipuri. Eu voi face astăzi un playlist pentru videoclipurile care țin de Instagram. Și ne vom duce la al treilea tutorial în la care vom apăsa pe cele trei punctulețe. Vom da click pe salvează în playlist și bineînțeles noi vom crea un playlist nou în care trebuie să-i punem un titlu și anume tutoriale Instagram puteți să i puneți orice titlu. Și bineînțeles trebuie să alegem confidențialitatea și anume, ori să puneți playlistul pe public, ori pe nelistat, ori pe privat. Eu îl voi pune pe public. Și apăsăm butonul creează. Playlistul a fost creat, ne și anunță. Iar noi să mai adăugăm câteva videoclipuri. Și ne ducem din nou la cele trei punctulețe, salvează în playlist. Iar de data asta vom salva în playlistul nostru și anume tutoriale Instagram și bifăm. Vom adăuga încă unul. Salvează în playlist, tutoriale Instagram, gata. Acum am creat un playlist cu 3 videoclipuri. Să vedem dacă a fost realizat. Ne ducem din nou în bara de sus la playlisturi de data aceasta și vedem dacă playlistul nostru a fost realizat. Am dat un refresh și vedem că playlistul nostru e chiar aici. Pentru a crea un playlist cât mai bun, o să-l edităm. Ne ducem din nou la cele trei punctulețe și dăm editează. Sunt câteva lucruri importante pentru playlist și anume titlul și descrierea. Interesul este să puneți o descriere cât mai bună pentru a atrage și a crea concurență cu alte videoclipuri. Am observat multe persoane care fie nu fac playlisturi, fie fac playlisturi, dar nu au un titlu și o descriere potrivită și atrăgătoare. De exemplu, fac o descriere de 2-3 cuvinte maxim. Un lucru despre care nu v-am spus, dar care este important. Este faptul că puteți face colaborări. Vom da click pe colaborare, vom bifa, iar aici poți să alegi persoane cu care să colaborezi. Atenție, poți pune atât tu, atât tu videoclipuri pe playlist, cât și persoana aleasă. Un lucru foarte important ar fi că trebuie să aveți cam acelea subiecte pentru a nu bulversa publicul. Bineînțeles, mai sunt câteva setări care trebuie alese și salvate, iar playlistul va fi unul foarte bun. Sper că v-a plăcut tutorialul meu de astăzi și vă va fi de folos. Nu uitați, vă rog, să dați un like, un share și să vă abonați. Pe data viitoare, pa, pa!